Să deschidem Cartea Sfântă la Psalmul 78, de unde voi citi primele 7 versete, pagina Scripturile Cornelescu 598. Psalmul 78. O cântare a lui Asaf. Ascultă, poporul meu, învățăturile mele. Luați aminte la cuvintele gurii mele. Îmi deschid gura și vorbesc în pilde. Vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce-am auzit, ce știm... Cine au povestit părinții noștri? Nu mă ascunde de copiii lor, ci mă vesti neamul de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe nea copiii, ca să fie cunoscuți cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care, când se vor face mari, să vorbească despre a copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Amin. Reașezați-vă, vă rog. Fiind o slujbă cu caracter de binecuvântare, nădăjduim în ceea ce scrie în Psalmul 115 de la versetul 12, Domnul își aduce aminte de noi, El va binecuvânta. Va binecuvânta pe cei ce suntem de Domnul, pe cei mici și pe cei mari. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Amin. Amin. Și de partea noastră, se încheie psalmul cu cuvintele, noi, și să ne angajăm, repetă, noi vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Lăudați pe Domnul. Dragii mei, aș vrea să privim la cuvântul citit și nu numai, la întreg contextul Scripturii, și în mod deosebit mă adresez părinților să observăm care este relația lor sau care ar trebui să fie cu Dumnezeu și respectiv cu copiii. Deci părinții față în față cu Dumnezeu și cu copiii lor. Spunea Asaf aici, mai întâi chemând la o ascultare înțeleaptă, cum zice și Iacov în epistola sa, să primim cu blândețe cuvântul sădit în noi, care astfel poate deveni roditor. Apoi în versetul 2 spune, îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. O primă idee. Părinții, este absolut necesar să cunoască înțelepciunea lui Dumnezeu. Și nu este chiar ușor să o cunoaștem, spunea Apostolul Pavel, citesc din Romani, din capitolul 11, versetul 33, o, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Și Solomon, cel care a trăit în urmă cu 3000 de ani și care a fost hăruit de Dumnezeu cu cea mai mare capacitate de acumulare a înțelepciunii, spunea că înțelepciunea a rămas totuși departe de el. Pentru că Dumnezeu este atot înțelept și nu poate fi cuprins în întregime, spune același Solomon, Ecclesiastul 3, nu putem pricepe de la început până la sfârșit tot proiectul lui Dumnezeu, ce a fost înainte de Geneza, ce urmează întâi totul după Apocalipsă. Dar nici nu se cere decât ce e prevăzut în manual. Lecțiile care sunt pentru noi, ceea ce putem noi asimila, înțelege. Dar din ceea ce putem înțelege, aș vrea să vă rețin cu câteva puncte care scot în evidență înțelepciunea lui Dumnezeu. Spune Solomon în cartea Proverbe la capitolul 3, versetul 19, prin înțelepciune a întemeiat Domnul pământul și prin pricepere a întălit iar cerurile. Și să ne gândim la creație. Cum scrie în Isaia 40, nu v-ați gândit la creația aceea din Geneza? Prin știința lui s-au deschis adâncurile și strecoară norii roa. Acum când știința a evaluat și putem să cunoaștem mai multe despre cosmos, că nu se vede până în fundul grădinii, de fapt nu are grădina gard, dar cât se vede în macrocosmos, sau dacă ne gândim la întocmirea ființei umane,
Și totodată la celelalte viețuitoare, la întreaga natură. Întreb, ca unii care știm ce înseamnă să aibă cineva știință sau să n-aibă știință, când le-a creat Dumnezeu pe toate acestea, a dovedit că are știință? Noi nu putem nici să socotim numărul stelelor. Dumnezeu le-a pus pe toate pe orbită, cum spune Isaia 40, una nu lipsește. Și este un cuvânt frumos, îmi place, în Isaia, în 48:13, ne gândim cât i-a luat lui Dumnezeu să le proiecteze, n-a mai trebuit să regleze unghiurile sau alte distanțe. Mâna mea întemeia pământul, 48:13, și dreapta mea a întins cerurile. Cum le-am chemat, s-au și înfățișat îndat. S-au pus toate la locul lor, cum spune Ioanit, tu învârți în cer, morișcă cu morișcă, pe toate odată mâna ta le mișcă. Mărit să fie Domnul. Hai să surprindem din vremea creației felul în care Dumnezeu a îngăduit să se nască ființele umane. Îngerii sunt mai mari în putere, în capacitate decât noi. Cum i-a creat Dumnezeu? Am deduce din Scripturi că pe toți odată. Dar iată că în ce privește oamenii, Dumnezeu a creat numai doi. Putem să-L includem și pe Domnul Iisus ca ceva aparte. Dar în rest, Dumnezeu ne-a angajat pe noi ca părinți în acest proces al creației. Și ce interesant lucrează Dumnezeu, că doi oameni nu seamănă între ei, nici măcar dacă sunt gemeni. Ce fabrică mai poate să producă așa ceva? Fiecare produs distinctualizat, personalizat. Dumnezeu are un plan etern și o capacitate intelectuală, repet, pe care noi o putem pricepe numai în parte, dar încât o pricepem, cum spune în Roman 1, că în sușirile lui, își 20, puterea lui, dumnezeirea lui se văd lămurit. Merită să-L binecuvântăm pentru aceasta? Merită să fim interesați în a-i cunoaște înțelepciunea? De aceea cei din cer spun în Apocalipsa 4 că pentru ceea ce a creat și pentru că le întreține pe toate, laudă fără încetare. Apocalipsa 4:11, vrednic ești, Doamne și Dumnezeu nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Mărit să fie Domnul pentru toate acestea. Să surprindem doar un alt moment al înțelepciunii lui Dumnezeu. Spune Scriptura în 1 Corinteni, la capitolul 1, ceva ce nu pricep nici grecii, nici evreii. Citesc de la versetul 20. Unde este înțeleptul? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Versetul 30. Domnul Iisus Hristos a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune. Și spune aici, în 2:7, noi provodim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia. Cum a gândit Dumnezeu să mântuiască oamenii? Într-un mod atât de tainic, cum se roga Domnul Iisus și scrie în Matei 11, Tată, te laud că te-ai ascuns de oamenii mari din lumea aceasta. Și te-ai descoperit la prunci. Să fie accesibil omului cu multă carte și copilului și țăranului, chiar și omului cu puțină minte, că nici acela nu se rătăcește, zice profetul Isaia în capitolul 35. Cine ar fi gândit un asemenea mod de mântuire? Înțelepciunea lui Dumnezeu, nu doar că l-a gândit, a pus în practică acest proiect binecuvântat, slăvit să fie Domnul. De aceea scrie în Apocalipsa capitolul 5 că îngerii au o cântare nouă pe lângă cea cu creație. Îl laudă pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus Hristos că a gândit și a rânduit să mântuiască oameni din toate semințiile pământului. Și mulțumim Domnului că între ei suntem și noi.
Deci ca părinți avem mai întâi harul acesta să cunoaștem înțelepciunea lui Dumnezeu, în mod special, v-am amintit, de la creație și din procesul mântuirii. În al doilea rând, mă întorc la Psalmul 78. Scrie de la versetul 3 ce am auzit, ce știm. Cine au povestit părinții noștri? Ceea ce îmi pare o formulare interesantă. Nu vom ascunde de copiii lor. Cum adică? Copiii noștri nu sunt numai noștri, sunt și a părinților noștri? De fapt, a cui sunt copiii noștri? Părinții trebuie să înțeleagă în raport cu Dumnezeu și copiilor responsabilitatea care o au față de toți înaintașii lor și față de toți urmașii lor. V-ați gândit vreodată câți tați și mame au fost de la Adam până acum, până ne-am născut noi? Nu știu dacă ne ajută matematica sau vreo altă știință, dar noi ne datorăm existența tuturor înaintașilor noștri, începând cu proto-părinții Adam și Eva. Dacă aceștia nu nășteau, cine știe în genealogia noastră părinții, străbunicii, străstrăbunicii? Poate unul a fost al doilea în familie, altul a fost al șaptelea, poate altul al zecelea în familie, Dumnezeu știe. Și toți aceștia au acceptat să fie tați și mame și astfel noi am apărut în viață. La rândul nostru suntem responsabili de toți cei ce urmează. Dacă noi n-am fi tați și mame, alții n-ar putea să fie la rândul lor întâi copii și apoi din nou și ei tați și mame. Am putea spune că există un arbor, chiar știința care se împotrivește și neagă creația și sunt evoluționiști, recunosc că oamenii au origine comună pe pământ, asta din mai multe puncte de vedere. Am putea spune că a fost așa o rădăcină semănată de Dumnezeu, o sămânță, născut din rădăcină, Adam, Eva, știți, copii, și apoi iară la Noe s-a retezat coroana, și iară s-au răspândit oamenii pe toată fața pământului. Dar a cui copacul? Cine a pus prima sămânță? Știți, când se deschise genealogia Domnului Iisus, spune fiului cutare, fiului cutare, fiului Adam, fiului Dumnezeu. Noi ca bunici ne uităm la copii, sunt ai noștri, cum a zis Laban, astea sunt fetele mele și astea sunt copiii mei. Și să ne raportăm la generațiile anterioare că le datorăm ceva, cum scrie în cazul împăraților, de exemplu despre Ezechia, spune în Cronici 29, că a făcut bine ca tatăl său David, de ce îl cunoștea pe tatăl său David? Păi David a trăit pe la anul 1000, Ezechia pe la 700, era diferență mare între unul și alții. Dar a știut că datorează ceva părintelui său David. În această înșiruire de neamuri, noi suntem responsabili față de Dumnezeu mai întâi. Nu doar față de tata și mama, față de fiul și fiica mea. Spune Scriptura în cartea prorocului Isaia, în capitolul 45, de la versetul 10, vai de cine tatălui său, pentru ce m-ai născut? Poate cineva protestează. Mi-a zis mie cineva, nu trebuie atâția copii. Și eu l-am prins la colț, zic, tu al câtelea ești în familie, al optelea? Zic, după teoria ta, tu n-ai trebuit să trăiești, așa? Să nu spui părinților tăi, pentru ce m-ai făcut? Așa vorbește Domnul Sfântul Israel, făcătorul tău. Vrea cineva să mă întrebe asupra viitorului, să-mi poruncească asupra copiilor mei și pentru lucrarea mâinilor mele? Că noi nu i-am născut fără o contribuție divină. Și asta pe mai multe planuri. Zicea Iov în capitolul 10 a cărții sale, Doamne, Tu m-ai închegat. Zicea David, 139, Doamne, Tu m-ai țesut. Te laud că sunt o făptură atât de minunată. Deci să nu ni se pară că noi am apărut așa din nimic și nu ne mai interesează de ce vine după noi. Suntem responsabili față de înaintași și, repet, față de urmași. Doamne, dă-ne priceperea asta de a ști ce datoriri avem. În al treilea rând, citeți în continuare din cântarea lui Asaf. Spune el aici în Psalmul 78, versetul 4, ce nu vom ascunde de
urmași, că suntem datori la înaintași și la Dumnezeu. Vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului. Și mi-a plăcut cum cântați. Puterea Lui, minunile pe care le-a făcut, ca părinți aflați între Dumnezeu și copii, trebuie să prezentăm copiilor noștri măreția lui Dumnezeu și a lucrărilor sale. Am citat din Romani 1, cum spune și în alte referințe scripturale, că nimeni n-a văzut pe Dumnezeu, dar lucrările lui se văd. Scrie acolo că se văd lămurit. Și oamenii au înnebunit și pentru că n-au respectat ceea ce vă spun în ideea asta. Revin la Romani 1, spunea apostolul aici, versul 21, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, în creație, în lucrările sale, în istorie, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu și nu i-au mulțumit. Aud copiii în casele noastre laudele Domnului? Dintre toate genurile de cântare, dintre toate subiectele posibile, unele sunt numai pentru viața de aici. În Rai nu mai cântăm cântări de penitență, dar vom cânta cântări de laudă pentru Dumnezeu. Acest subiect rămâne pentru eternitate. De aceea ne-am spus și la noi la biserică, la orice slujbă trebuie să fie cel puțin o cântare în care lăudăm numele Domnului. În vremea lui David s-a instituit cultul laudelor Domnului și stăteau leviți, Heman, Asaf, Edutun, să laude pe Domnul tot timpul pentru lucrările sale. Cum spune la întâia carte a Cronicilor, vă citesc din capitolul 16, de la versetul 35. Ziceți, mântuiește-ne Dumnezeu mântuirii noastre, strânge-ne și scoate-ne din mijlocul neamurilor, ca să lăudăm numele Tău cel Sfânt și să ne punem slava în a Te lăuda. Sau ce frumos este refrenul psalmului 107, unde se repetă, vă citesc versetul 8, o, de-ar lăuda oamenii pe Dumnezeu pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, slăvit să fie Domnul în veci. Vedeți, dacă cineva are o invenție, e brevetat, îi rămâne oarecum numele. De exemplu, la începutul secolului trecut a fost unul Ford și a rămas mașina Ford. Și nimeni nu-i deranjat că scrie Ford, așa-i? Păi, a avut o contribuție. Dar când Dumnezeu le-a creat pe toate, unde să-i scriem numele? Păi este realizatorul tuturor lucrurilor. Să scriem doar așa, pe o stâncă, de ce numai stâncă a creat? Unde să scriem? Să fie într-un loc reprezentativ, fie lizibil pentru toți. Eu cred că Dumnezeu, atunci când le-a creat pe toate în săptămâna aceea descrisă de Moise, în Geneza 1, la urmă a creat omul și ne-a dat grai, ca noi să exprimăm laudă pentru tot ce a creat în zilele acelea, amin? Amin. Și pentru tot ce a făcut de atunci încoace, da? În perioada când era bolnavă scumpa mea soție, am vrut așa să mă cerceteze înaintea Domnului și să-mi adun eu toate greșelile și păcatele mele de când mă știu. Măcar că m-a păzit Dumnezeu de păcate mari și n-am fost în lume, am crescut în adunare și am rămas, am găsit o grămadă mare de greșeli în viață, în slujire. Și apoi m-am apucat să socotesc binefacerile Domnului, minunile Lui, bunătatea Lui față de mine. Am găsit o grămadă mai mare. Și am zis, Doamne, cum le stă la grămezile astea două una lângă alta, că nu le stă bine? În greșelile mele, atâta încărcătură de bunătatea Ta. Și așa mi-a șoptit Domnul Duhul meu, ca să vezi că sunt de bun și să fii și Tu bun cu alții. Doamne, dă-ne priceperea asta. Să ne lăudăm cu bunătatea Domnului. Într-o zi la ușa bisericii noastre întrebăm, frate, cum ești? Slavă Domnului, de dimineață sunt binecuvântat. Ce vrei să spui? Deci de dimineață îmi bate inima într-una. Ce oprire? Rinichii funcționează, plămânii de asemenea. Cum spunea un pilot rămat cu cabina depresorizată, ce nu știu cum trece de la o zi la alta. Și acum am aflat cum trece de la o răsuflare la alta. Și toate acestea sunt în grija lui Dumnezeu ca niște binecuvântări pentru noi. Drept este? Și când ne uităm la copii și la tot ce a făcut Dumnezeu în istorie, vorba scriitorului cărții evrei, băi, n-am vreme să mă apuc să scriu de tot sau cum s-a întâmplat la școală când învățați la dat
un test, să scrie așa, să împart o pagină în două coloane, să scrie jumătate spre Dumnezeu, jumătate spre Satana. Și o fetiță a scris până jos, ar fi scris și pe rectul și pe versul despre Dumnezeu. A expirat timpul și spune învățătoarea sau profesoara ce a fost: eu așa am evaluat punctajul să scrie ceva și despre Satana, am să-ți dau notă bună, așa te-ai scris despre Dumnezeu, că nici eu nu știu atâtea. Și fetița a spus cu naivitatea, sinceritatea unui copil: și de eu n-am apucat să scriu toate, că știu despre Dumnezeu, despre Satana n-am avut vreme. Cum spunea și fratele, nu știu cum se face că uneori avem timp să ne plângem înainte de a povesti tot ce a făcut Dumnezeu în bunătatea Lui pentru noi. Și dacă Dumnezeu și-ar retrage mâna, cum spune psalmistul, se vezi apoi cum spune, am spune apoi: Doamne, dacă tare lipsește, dar n-a până a fost. Ți-ai amintit vreodată versetul din Efeseni 5 sau 1 Tesaloniceni 5, că scrie aproximativ la fel? Să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Amin? Amin. Lăudat să fie Domnul. Amin. Să spunem că avem grai. Când vedem câte ceva, ai mare-i Dumnezeu. Cum spune poetul Traian Dors: Doamne Dumnezeu nostru prea puternic și înțelept, sfânt ești, bun și plin de milă, blând și minunat și drept. Ce frumos le-a rânduit, Doamne, toate în univers, orice ființă și are o slujbă, orice lucru și are un mers. Tu porți soare, lună, stele, auroră și amurg, toate în tine și-au izvorul, toate către tine curg. Mărit să fie Domnul. Să spunem copiilor noștri aceste lucruri. Spune Scriptura în Exod, în capitolul 12, așa era la evrei, dacă respectau, să întrebe copilul cel mai mic ce-i cu sărbătoarea Paștelui și tata să explice. Noi am fost robi în Egipt și Dumnezeu ne-a scos din cuptorul de foc al lui Faraon cu mână tare și cu braț întins. Și câte n-a făcut Dumnezeu și în viața noastră, și altora, și în istorie, că mari sunt lucrările Domnului și cercetate din cei ce le iubesc, spune Psalmul 111, binecuvântat să fie Domnul. Părinți dragi, dat fiind responsabilitatea voastră înaintea lui Dumnezeu și a copiilor, hai vă fac o propunere, că n-am cum să vă urmăresc dacă mă ascultați sau nu. Nu vă culcați în seara asta până ne povestiți la copii ceva din minunile Domnului. Cum mi-a spus într-o zi mie un băiat de-al meu, a auzit o întâmplare nouă ce a spus într-o predică și zice: va să zic că tu știi și altele care nu ni le-ai spus? Este foarte important să le povestim și să-L scoatem în evidență pe Dumnezeul nostru cel mare și minunat, slăvit să fie în veci. Am cunoscut un frate din fosta Uniune Sovietică, a fost și la noi la biserică, acum e trecut la Domnul. După ce a ajuns la pensie, făcea 30-40 de mii de kilometri pe an cu motocicletă să afle minuni de la sursă. I-a spus că odată adunase 80 de minuni. Când a venit la noi și a început să povestească, îi spuneau tinerii noștri: moșul Google, că numai pe net mă afli cu motoare de căutare cât îi știe el, dar adevărate a lui Dumnezeu lucrări, slăvit să fie în veci. Ne spunea, hai să vă spun doar una, a fost la o mormântare și s-a mirat. Era mormântarea unui surori în vârstă, toată comuna în frunte cu oficialitățile. S-a ținut slujba și la urmă s-a dat cuvântul primarului, care a spus: am venit astăzi aici, dăm cinstire pentru femeia aceasta prin care Dumnezeu a salvat localitatea noastră. Bărbații au fost duși în Siberia și au rămas acolo doar bătrâni, copii, femei. I-au adunat nemții la marginea satului, au făcut un șanț cu utilajele și i-au așezat și au chemat un pluton de execuție. Și în timp ce se pregătea operațiunea aceasta dramatică, o fetiță de 9 ani se ruga în alte limbi, fiind botezată cu Duhul Sfânt, și a strigat într-o germană pură: ordin de la comandantul suprem, opriți execuția! A înghețat comandantul, că n-a fost numai o vorbă, a fost puterea lui Dumnezeu. Cum intra în Vechiul Testament groaza în tabără, și a chemat-o repede și a început să vorbească ea pe nemțește. Ea toată tremura, ce se spune pe nemțește, că ea știa doar pe ucraineană sau pe rusește ce era acolo. Și a oprit execuția și a trimis pe toți acasă și au părăsit satul. Și a zis: Dumnezeu ne-a salvat prin această copilă. Și câte n-a făcut Dumnezeu, mărit să fie în veci. Trec mai departe. Dacă a zis amin, înseamnă că ați înțeles și că veți și face. Vedeți că au auzit copiii și ei țin minte. Scrie aici, în versetul 5, el, adică Dumnezeu, a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri
să-ți învețe în ea copiii. Dragii mei, Dumnezeu la copii le-a lăsat o poruncă. Le-o mai amintim, nu? Că e acolo o făgăduință. Porunca a cincea. Să cinstesc sau să ascult pe tată și pe mamă. Dar la părinți Dumnezeu le-a dat toată legea ca să-i învețe pe copii. Și nu-i vorba numai de cele 10 porunci. Aveau și evrei multe alte porunci, le avem și pe a noastră. E vorba de cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu ne cheamă să transmitem cuvântul Său generației care vine. Responsabilitate față de Dumnezeu și față de copii. Unii îl învinuiesc pe Iosua că nu și-a lăsat urmași. Eu nu îl învinuiesc că nu era prescris asta în lege. El a avut un mandat limitat să cucerească țara. Urmând să fie condusă teocratic, omul în frunte și în marele preot care apela la instanța divină. Dar Iosua a înțeles cum pot să fie păstrate generațiile următoare. Și a spus și a scris în cartea ce îi poartă numele, Iosua capitolul 24, citesc finalul versetului 15, după ce le-a spus, alegeți, e vorba de voi ca familii, că despre mine, eu și casa mea, vom sluji Domnului. Și se adeverește aici în finalul capitolului și în mod deosebit în Judecători, în capitolul 2, că se pierdea credința, cunoștința despre Dumnezeu și legile sfinte la generația care urma. De ce? Cine era de vină? Preoții doar, leviții, aveau și ei îndatorirea lor, dar la templu se mergea de 3 ori pe an. Dar Dumnezeu a lăsat o zi liberă în fiecare săptămână. Ba mai mult, spune în cartea de Deuteronom, la capitolul 6, că nu numai în weekend, cum am spune noi, trebuia să-și facă timp de cele sfinte. Deuteronom 6, de la versetul 5, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Și știți cum s-a prezentat Dumnezeu când a dat poruncii? N-a spus să nu faci aia, să nu faci aia. A spus mai întâi, eu v-am scos din Egipt. Vreau să vă duc într-o țară frumoasă. Vreți să vă fie bine? Ascultați-mă. Și poruncile pe care ți le dau astăzi, versetul 6, să le ai în inima ta și să le întipărești în mintea copiilor tăi. Să le vorbești despre ele când vei fi acasă. Acum, de când cu pandemia, a apărut școala acasă. Nu școala acasă, e de mult. Numai că nu ne-am ținut noi de școală uneori. Tata și mama, odată ce devin părinți, trebuie să-și însușească această menire binecuvântată pe care a avut-o Moise să primească de la Dumnezeu cuvântul să-l transmită poporului. E îndatorirea fundamentală a părinților. Dar pentru asta trebuie să mai stea pe acasă. Apoi, să le spună când pleacă, să lasă ca niște teme, când se culcă și când se scoală, să rămână gândul peste noapte, să fie învățătura de la prima oră când mintea este liberă și parcă n-ar fi destul pe calea auditivă, în versetul 9 este scris să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Așa facem noi? Am întrebat pe niște copii într-o familie de prin Europa. Zic, tata vostru sau mama vă citește Biblia în limba română sau în limba țării în care sunteți? Cum sunt copiii sinceri, a zis, nici într-una, frate. Asta nu-i bine. E o mare problemă. Ești în fața lui Dumnezeu și în fața copiilor deopotrivă. Stimate mame, știu că sunteți harnice și faceți totul pentru copiii dumneavoastră, dar mie mi se pare uneori că vă închinați la aragaz mai mult decât la Dumnezeu. Toată ziua a plecat despre aragaz, cu nu știu câte feluri de mâncare. Dacă mai aveți și mai mulți copii cu mofturi, fiecare cu meniu special, de parcă ar fi o diversitate ca la restaurant. Și timp pentru rugăciune și pentru laudele Domnului. Vi s-a întâmplat vreodată să rămână lucrurile sfinte nefăcute și cele pământești să fie făcute? Dar să nădăjduim că între timp ne-a mărturisit și ne-a iertat Domnul, dar spunea Domnul, vezi să nu mai păcătuiești, l-a spus la unul că ți se poate întâmpla și mai rău. Eu am observat în viața copiilor noștri, după ce m-am căsătorit, am fost plecat mult, am mai făcut școală multă și
Cu copiii care nu ne-am ocupat, în mod deosebit cu cei de la mijloc, s-a văzut apoi o lipsă. M-a completat mult scumpa mea soție. Mi-am văzut deficiențele, nu sunt un tată desăvârșit. Dar tocmai asta vă spunem, să nu greșiți și dumneavoastră ca și noi. Face-vi timp pentru a-i învăța, pentru a tipări în mintea lor. Spune înțeleptul în cartea Proverbele și să nu uităm, să punem în practică aceste învățături sfinte. Capitolul 22 cu 6, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmezi. Și-și amintea Solomon, și eu numesc astea amintirile din copilăria lui Solomon, Proverbe 4 de la versetul 3, când eram încă fiu la tatăl meu și fiu ginga și singur la mama mea, încă nu se născuseră alte, știți că Bathsheba a avut și alți copii. El, tata, auzi, mă învăța atunci și îmi zicea, versetul 5, dobândește înțelepciune, dobândește pricepere. Și așa i-a intrat de bine la Solomon în cap lecția asta, încât atunci când a ajuns rege, l-a întrebat Dumnezeu, ce vrei? A, ce mi-a zis tatăl? I-a întipărit bine ideea asta, să primesc înțelepciune. Și bine a fost. Dumnezeu să vă dea har, să găsiți timpul necesar, metodele potrivite. A întrebat toată soția mea pe o mamă cărei copiii spuneau poezii foarte frumos, când ai tu timp să-i înveți, că avea vreo copii? Și n-am timp suficient, dar le pun tot timpul poezii, să meargă așa acolo. Și în timp ce se joacă, copiii foarte ușor rețin. Cât se poate, dragii mei, feriți de vizualizări, iar de desene animate, eu le spun la copii, măi, să nu vă fie dragi, handicapația aia, la unii nu știu unde cap, unde coada. Dacă tot trebuie să mai vizualizeze copiii câte ceva, prezentați-le creația. Sunt anumite înregistrări video cu creația, cu ceva de știință, vedeți fiecare copil spre ceea ce este aplicat. Dar mai prioritar decât a cunoaște natura, este a-L cunoaște pe Dumnezeu și legile sale sfinte. Doamne, ajută! Asta este harul care ne l-a dat Dumnezeu nouă. Acum, lăsați-mă să recapitulez, că apoi mai spun ceva și mă opresc. Mai departe continuați dumneavoastră. Asaf, așa cred eu, așa am primit în seara asta pentru dumneavoastră să vă spun, a vrut să-i responsabilizeze pe părinți, să-i pună în față cu Dumnezeu și în față cu copiii. Este ideea aia care a avut-o Ioan Botezătorul când a zis către oameni, eu doar vă botez, dar responsabilitatea voastră în primul rând este față de Dumnezeu. El face ordine și verificările finale. Dumnezeu va da notă părinților. De aceea trebuie să cunoaștem înțelepciunea lui Dumnezeu. Apoi v-am spus să fim responsabili față de toată istoria, față de înaintași și față de cei ce vor veni după noi. Avem datoria asta în lanțul umanității. În al treilea rând am afirmat că este foarte important să-L prezentăm pe Dumnezeu copiilor noștri în măreția, în lucrările, în puterea și în toate realizările sale și să cântăm spre slava Lui, să povestim minunile Lui, mărit să fie Domnul. În al patrulea rând v-am spus că Dumnezeu ne-a însărcinat, a dat o lege să transmitem cuvântul Său generației care vine. Se pare că părinții lui Samson au respectat punctul 3 al lui Gedeon, scuzați. Și când a venit îngerul a zis, unde sunt minune care ne povestesc părinții noștri? Dar în ce privește respectarea poruncilor, nu au îndeplinit această cerință, pentru că în casa părinților Gedeon era idolatrie, ceea ce interziceau foarte clar primele porunci. Dacă aceste patru puncte sunt îndeplinite, vine un har. Citeți în continuare. Ca să fie cunoscută 78:6, de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște, și chiar când se vor face mari, să vorbească despre ea copilul lor, perpetuare binecuvântată a învățăturii. Scopul acestei meniri părintești, pentru ca aceștia, adică ei copiii noștri, să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu care le-am povestit și să păzească poruncile Lui pe care le-am învățat. Mă gândeam la vremea ce o trăim, pământul se clatină, oamenii nu știu ce urmează.
Cât este de important acum copiii noștri să-și pună încrederea în Dumnezeu. Avea bunica mea o vorbă nouă, ține-te de Dumnezeu că de bun stăpân te ții. Și având siguranța asta că Dumnezeu veghează, că are un plan, că ne știe pe fiecare unde suntem, ce probleme avem, ne veghează viitorul, are gânduri bune, e cel mai mare cadou ce poți să-l faci copiilor tăi. Dacă le oferi doar educație profesională, dacă te implici pentru ei scolastic, da, s-ar putea să aibă un viitor mai bun, un scaun mai călduț, o pensie mai bună. Dacă te implici material și vă vor dobândi de la părinți o casă, e ceva la fel de vremelnic și nu se știe cât de mult rezistă, ce se va întâmpla în viitor. Dar dacă vom reuși să-i punem pe copiii noștri față în față cu Dumnezeu când noi ieșim din scenă, e marea noastră realizare. Noi la un moment dat suntem între Dumnezeu și ei. Noi la un moment dat ne retragem. Soția mea, nu mai știu de unde, a cules o inscripție frumoasă și o avem în dormitor, în fața unui tablou, unui puzzle făcut de copii. O rugăciune, Dumnezeule Tată, aducem copiii noștri la Tine. Condu-le pașii pe cărări sfinte, luminează în zile întunecate, sprijinește pe tot parcursul vieții lor și du-i în siguranță în împărăția cerurilor. Când plecăm și noi, în grijă cui rămân? Dacă îl cunosc pe Dumnezeu, rămân înaintea Lui. Și generația următoare, nepoții noștri, vor avea și har dacă și copiii noștri își îndeplinesc această îndatorire primită de la Dumnezeu. Se spune această seară despre Daniel și ceilalți în Babilon, fără să vă mai citesc, mi-a să știți. Scrie în Daniel 3 și în Daniel 6. Știți de ce au scăpat toți patru în împrejurări diferite? Scrie acolo, s-au încrezut în Dumnezeu. De aceea, spunem noi copiilor aceste adevăruri, cum scrie și în Proverbe 22, versetul 19, pentru ca să spui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine. Și ce frumos scrie în Ieremia 17, de la versetul 5, blestemat să fie omul care se încrede în om. Atunci în Psalmul 46, când pierd, buf, și planurile la pământ. E ca un nenorocit care nu vede venind fericirea. Versetul 7, binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul. În seara asta e o slujbă de binecuvântare. Rețineți ideea asta concluzivă. Toți părinții venim cu copiii să ne fie binecuvântați. Dar știți că formula aceea întreită din numeri. Și rugăciunea noastră la care vă asociați cu totul și spuneți amin de câte ori au zis numele și după aceea nu-și îndeplinește mandatul în mod definitiv numai dacă vor ajunge copiii noștri să se încreadă în Domnul. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul. Și ca să ajungă toți copiii noștri să se încreadă în Domnul, v-am spus în această seară, v-am repetat, că doar n-am spus noutăți, că nu sunt două foi în Biblie care eu le-am deslipit prima dată, noi toți putem citi, v-am spus doar cum pot copiii noștri cu adevărat să ajungă și să rămână binecuvântați. Obișnuiesc să le spun la miri când dau mâna cu ei, fiți și rămâneți binecuvântați. Să rămână peste noi, peste copiii noștri, binecuvântarea Domnului. Dar pentru asta trebuie să ajungă să se încreadă în Domnul prin ceea ce facem noi ca părinți. Și binecuvântarea adevărată nu-i doar pentru aici, pentru România, nici măcar pentru America. Spunea Domnul Matei 25 că se va spune în ziua aceea, veniți, binecuvântați Tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de când? De la întemeierea lumii. Vă doresc, stimați părinți, și pentru copilașul din această seară, să fie binecuvântat prin a se încrede în Domnul, dacă mai va fi istorie în viață în continuare, și să ajungă toți copiii noștri în binecuvântarea aceea pregătită de Dumnezeu. Doamne ajută! Nu știu cum se face, dar la mine cam toate predicile se încheie în rai și atunci spun amin. De fapt, într-acolo ne-am pornit. Acolo e adevărata binecuvântare și acolo vrem să ajungem. Doamne ajută! Amin!